Cuvinte din inimă, stareța Macrina Vasopulos, cuvinte, partea a șasea. 31 decembrie 1983. Dacă nu vărsăm sânge, nu primim duh. De aceea trebuie să ne silim pe noi înșine. Când vom jertfi sinea noastră, vom dobândi trăiri duhovnicești. Trupul nostru este ca și calul. Vrea să doarmă, vrea să mănânce, vrea îngrijire, vrea trai bun. Se îngreuiază să facă cu tare lucru, se îngreuiază să facă celălalt și omul se lenevește și nu mai are râvnă nici pentru cele trupești, nici pentru cele duhovnicești. De aceea să ne nevoim și să facem voia lui Dumnezeu. Să iubim mult pe Hristos și pe Maica Domnului. Dacă ne vom ține de poalele veșmântului Maicii Domnului, ne va duce în rai. De veșmintele ei să ne ținem și să-L iubim mult pe Hristos. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Ce lucru frumos, ce măreție este să-L iubim pe Dumnezeu atât de mult, încât să ne dăm sufletul. În biserică, în vremea slujbei, când avem mintea adunată, ne vor veni și lacrimi și minuni putem vedea și diferite prefaceri duhovnicești vom trăi. Dar când nu avem luarea minte și nu ne silim pe noi înșine să ne adunăm, atunci nu putem sta în biserică. Vrem să stăm jos și nu putem urmări slujba. Când sufletul omului se adună în sine însuși, atunci mintea lui se suie la cer și trăiește mărețiile lui Dumnezeu. Ce frumos este ca mintea să-ți fie curată și să vadă această măreție, să nu vadă nimic în sufletul său, nimic, fără numai pe Dumnezeu. Să privim fața lui Dumnezeu în chip gânditor și neîncetat să-L avem înaintea noastră. Atunci, nici nu ne vom depărta, nici nu ne vom abate de la cuvântul lui Dumnezeu. Nevoința duhovnicească este adâncă și înaltă. Este grea, dar are și har dumnezeiesc. Cel care se nevoiește, îl va vedea pe Dumnezeu în sufletul său. Va vedea mărețiile lui Dumnezeu și va spune: La mine ai venit, Hristoasă-l meu! La mine, vasul cel necurat, ai venit să te sălășluiești? În inima mea cea murdară? Unde este podoaba? Unde este străduința mea pentru împodobirea sufletului meu, ca să vii și să te sălășluiești în el? De aceea, pentru a ne împărtăși adeseori, să pregătim tronul, adică sufletul nostru, ca să vină și să se așeze Hristos pe el. Și să ne îngrijim până la cele mai mici amănunte în viața noastră și cu multă luare aminte să urmărim dumnezeiasca taină. Dumnezeiasca taină cu nimic nu se poate răscumpăra. Câte minuni nu face! Să avem dragoste pentru Dumnezeu, dragoste pentru fratele nostru, dragoste pentru toată lumea. Ați auzit ce spunea Maica Agapia? Toată lumea. Pe toată lumea să o mântuiască Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat multă dragoste. Dumnezeu să ne acopere, să ne miluiască, să ne dea pocăință. Potrivit cu lucrarea duhovnicească și cu ascultarea pe care o facem, ne va și răsplăti. Și Hristos răsplătește bine și nu va nedreptăți. Ne vom păzi mintea, ne va plăti. Ne vom păzi inima, ne va plăti. Ne vom păzi gura, ne va plăti. Orice fac picioarele, orice fac mâinile, orice face mintea, urechile, ochii, pentru toate acestea ne va răsplăti Dumnezeu. Dacă ne vom păzi cele cinci simțuri, Hristos ne va milui și ne va umple de har. Avem să ne luptăm cu o fiară neîmblânzită, de care s-au temut și sfinții. Noi ce suntem? Nimic nu facem. De aceea trebuie să ne nevoim. Pe de o parte, îl avem pe Îngerul nostru, pe care trebuie să-l luăm aminte să nu-l supărăm.
iar pe de alta, ispititorul ne face să ne mâniem, să spunem minciuni, să ne împotrivim. Însă noi să-l disprețuim pe ispititor și să spunem: dacă voi face aceasta, îl voi supăra pe îngerul meu. Să-l iubim mult pe îngerul păzitor al sufletului nostru, ca să ne acopere de invidia diavolului. Fie ca harul lui Hristos, pentru rugăciunile starețului nostru, să ne ajute să străbatem noul an cu multă dragoste, milostivire și compătimire între noi. Să ne învrednicească să avem sfârșit bun și Arhanghelul lui Dumnezeu să ne ia în ceasul cel bun. Nu știm cum ne va afla. Să ne dea Hristos râvnă ca să facem ceea ce nu am făcut până acum. Eu mai întâi, care nu am ceea ce trebuie să-i dăruiesc lui Hristos. Iunie 1984. Voiam să vă spun să trăim o autentică viață monahală, deoarece petrecerea monahală este cel mai mare lucru. Câtă strălucire are petrecerea monahală? Nu are altă viață, nu are pereche. Se cuvine să avem multă sârguință în îndatoririle noastre duhovnicești, la toate în general, ca să mergem în rai. Dar noi slăbim, evităm nevoința și spunem: asta nu are importanță, aceea nu mă interesează, cealaltă nu-i nimic, aceasta nu o știu. Și astfel ne abatem de la viața călugărească. Nu există altă viață mai frumoasă și mai veselă ca petrecerea monahală. A sta cineva în mănăstire și a nu simți harul lui Dumnezeu este o mare lipsă. Un astfel de monah are atâtea ziduri înaintea lui și nu poate vedea razele soarelui. Nu poate intra lumina dumnezeirii ca să-l lumineze și să se vadă pe sine în ce stare este. De aceea, apostolul Pavel spune: neîncetat rugați-vă, în toate mulțumiți. Așadar, rugăciunea ca să vină Hristos. Să avem silință în viața noastră, în fiecare clipă să-L urmăm pe Hristos, ca să avem bucurie. Bucurie nu înseamnă a vorbi cineva și a discuta cu cutare sau cu cutare, ci bucuria o dă Hristos și dăruiește o bucurie nespusă pe care nimeni nu și-o poate închipui. O bucurie ascunsă care nu se poate exprima. O astfel de bucurie primește și trăiește sufletul omului și spune: cine-mi va da aripi ca de porumbel și voi zbura? Cine-mi va da ani ca să-i slujesc lui Dumnezeu? Să luăm în serios subiectul mântuirii noastre. Știi ce înseamnă să avem pe Mirele Hristos, pe Împăratul Împăraților să-L avem de părinte, mire, frate? Spunem că nu avem pe nimeni, însă atunci când se apropie cineva mult de Dumnezeu, îl vede pe Îngerul Său alături de el, însoțindu-l, îi vede pe sfinți lângă el, cântând, psalmodiind și slavoslovindu-l pe Dumnezeu. Aceasta este dragostea ascunsă în sufletul omului. Ea nu există nici în viața noastră, nici în lume, nici în confort, nici în somn, nici în orice altceva. Să avem credință în sfinții noștri, în Hristos și în Maica Domnului. Să o iubim mult pe Maica Domnului, ca să ne dea bucuria Fiului ei. Să se înrădăcineze bucuria lui Hristos în sufletul nostru, să prindă viață sufletul nostru cu dragostea lui Dumnezeu, iar nu cu discuțiile. Adică vorbim în deșert continuu, cuvintele se duc în văzduh, în coșul de gunoi. Toate se pierd în aer. Diavolul ne fură timpul mântuirii noastre, ne fură și minutul, ne fură zilele noastre, însă noi ne dăjduim că vom scoate ceva de la unul și de la altul. Nimic nu scoți, sufletelul meu, nimic, dacă nu iubești pe Dumnezeul tău din tot sufletul tău și din tot cugetul tău și din toată puterea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și dacă nu înveți ce înseamnă nu judecați ca să nu fiți judecați. Dacă vom ține aceste două porunci, vom merge cu toții la Hristos. Cu opinci vom merge în rai.
Pe acestea le-au păzit părinții și s-au rugat ca Evanghelia să se întipărească în sufletul lor, ca să o poată trăi. Dar noi trăim în nepăsare și trec cei mai frumoși ani, trec cele mai frumoase zile, trec cele mai frumoase clipe ale noastre. Chiar și acestea le pierdem din mâinile noastre. Ni le fură diavolul și își bate joc de noi. Da, ne ia cele mai frumoase zile, cele mai frumoase mărății, ne fură raiul. Unde este meditația noastră din timpul zilei? Să medităm că ne legăm sufletul. Așa cum ne încingem strâns cu centura, așa să legăm și sufletul nostru, ca și cu o frânghie, și să-l ținem strâns. Merge spre mocirlă să-l tragem înapoi. Unde este? Unde merge? Să se înnece în lac, să-l tragem înapoi. Unde este? Unde merge? Să se înnece în mare, să-l tragem înapoi. Unde merge? În prăpastie, să-l tragem înapoi. Facem aceasta toată ziua? Noi însă vrem să facem puțină plimbare, să ne ușurăm, să ne plece melancolia, amărăciunea, supărarea. Dar hai să facem o plimbare în rai, să-i spunem sufletului: vino aici, să mergem să vedem frumusețile raiului, să avem această meditație. Dacă aici este atât de frumos, dacă aici aceste flori au atâta mireasmă, dacă acest loc este ca o bucățică de rai, ia gândește-te câte frumuseți va avea raiul. Să ne gândim la mărțiile lui Dumnezeu, pe care ni le-a pregătit El în cer. Toate ni le-a pregătit Dumnezeu în cer. Dragostea Lui este nemărginită. Atâta dragoste are pentru noi, încât ori de câte ori cădem, ne așteaptă cu brațele deschise. De îndată ce ne dăm seama de greșeala noastră, să spunem: iertați-mă, iartă-mă. A avut loc o discuție cu o soră și am mâhnit-o? Îndată să spunem: iartă-mă că te-am mâhnit, am greșit, iartă-mă. Iar iartă-mă să fie spus cu dragoste sinceră. Dacă observi că o soră a făcut ceva, acoperă-o. Iar dacă îi vei spune ceva, să-i o spui cu cuvinte blânde. Sora mai mică să aibă respect față de cea mai mare, iar cea mai mare față de cea mai mică. Făcând așa, vom săvârși o viață după Dumnezeu, binecuvântată și creștinească, cu mult har dumnezeiesc în sufletul nostru, trăind ca niște adevărate monahii, ca îngerii. Spui: aceea e de vină. Da, ți-a greșit, dar îți va trece. Dumnezeu a îngăduit să-ți greșească. Ți-a greșit, sora? Să fie binecuvântat. Ți-a spus asta? Nu-i vorbi urât. Îți vine mânia? Mușcă-ți limba. Îți vine pomenirea de rău? Alungă acest gând. Purtarea bună scoate șarpele din gaură. O să vă spun ce am pățit odată. În lume aveam două surori duhovnicești. Împreună cu ele mergeam la biserică, împreună ne întorceam. Și aceasta o făceam dimineața și seara. Odată le-a pus diavolul să mă ispitească, să vadă dacă am răbdare. Iar aceasta s-a făcut pricină să crească o patimă cumplită în lăuntrul lor. Când se termina slujba bisericii, dispăreau. Într-o dimineață, am mers la locul unde ne întâlneam, ca să mergem împreună la biserică, dar nu se arătau. Atunci am îngenunchiat și o rugam pe Maica Domnului zicând: Maica Domnului, dacă am făcut vreun rău, luminează-mă să văd ce rău le-am făcut. Eu le iubesc, mă doare pentru ele. Și am plâns cu suspine. În fiecare dimineață mergeam acolo și plângeam. Îngenuncheam și o rugam pe Maica Domnului cu suspine să-mi arate ce le-am făcut de mi-au făcut aceasta. Trecuseră 2 luni în această stare. Duhovnicului nu i-am spus nimic, căci mă rușinam și spuneam în sinea mea că le va lumina Dumnezeu și își vor reveni. Într-o zi le așteptam, pentru că știam la ce oră mergeau la vecernie, și m-am ascuns după un copac gros care era lângă drum. Aveam o rochiță albastră și batic pe cap. De îndată ce au ajuns în dreptul copacului, am ieșit și așa cum eram, m-am aruncat pe brânci înaintea lor și le-am cuprins picioarele. Nu vă las să plecați dacă nu-mi spuneți cu ce v-am greșit. De ce v-ați depărtat de mine și mă evitați de 2 luni?
spuneți-mi ce v-am făcut, ca să mă îndrept. Spuneți-mi cu ce v-am mâhnit. Atunci au început să plângă și ele și, îmbrățișindu-mă, mi-au spus: am vrut să te punem la probă, să vedem dacă ai răbdare, dar aceasta ni s-a făcut patimă, o patimă care nici nu se poate spune. Nici nu voiam să te mai vedem, nici chiar să te mai zărim. Dar cum v-ați împărtășit? Le-am întrebat. Ne împărtășeam și noi, așa, din obișnuință. După aceasta, eu nu am mai putut merge la biserică, căci nu aveam alte haine de schimb. Am mers acasă, am spălat rochia, apoi a doua zi dimineața am călcat-o și, îmbrăcându-mă, am mers la biserică. Cele două fete au mers la vecernie, dar din pricina mustrărilor de conștiință nu aveau stare. După vecernie, au mers la duhovnicul nostru și au spus tot ce mi-au făcut. A, ați devenit și duhovnici, dați și canoane și epitimii. Și mai veniți să vă împărtășiți cu o astfel de patimă în voi? 3 luni nu vă veți împărtăși și veți face câte 200 de metanii în fiecare zi și 400 de Doamne Iisuse cu cruci. Iar dacă o să mai faceți așa ceva, nu vă veți împărtăși 2 ani. Auzi, să tiranizați un om fără să fi greșit cu nimic. Ați devenit și duhovnici și dați și canoane. Să mergeți repede să-i faceți metanie acasă la ea. Seara, văd că vin la mine și, căzând la pământ, mi-au cuprins picioarele cerându-și iertare. Le-am ridicat, le-am îmbrățișat și am plâns toate 3. Apoi mi-au spus: ce înseamnă patima? Nu voiam să te vedem, nici să te zărim. Un astfel de diavol ne cuprinsese. Dacă te vedeam, ne venea să vomităm. Să nu ne dăm seama ca să mergem la duhovnic să ne ierte. Și cel mai rău a fost că mergeam și ne împărtășeam. O astfel de întunecare ne adusese diavolul. De aceea vă spun că de multe ori ne întunecă diavolul și spunem că facem ceva bun, că mergem bine, că am aranjat bine lucrurile, că suntem în regulă. Și spunem: pe mine nu mă interesează, să vină aceea și să facă metanie. Și mergem, deschidem gura și ne împărtășim. Este trebuință de multă luare aminte în privința aceasta. De foarte multă luare aminte. Să luăm aminte să nu se prelungească o stare și să devină patimă în sufletul nostru. Dacă începem o discuție și vedem că am greșit, îndată să spunem: iertați! Și să avem trezvie. Ați auzit ce spunea Sfântul Nectarie? Ia aminte întru toate. Cuvântul să iasă cu miere, mâna să se atingă ca vata de cea a surorii. Să nu vorbești cu asprime, pentru că împiedici harul lui Dumnezeu. Asprimea împiedică harul lui Dumnezeu și acesta nu-l poate umbri pe un om care are tulburare în el. Este tulburat? Cum să vină harul lui Dumnezeu? Ce este mai bine, să-l iertăm pe fratele nostru și să simțim harul lui Dumnezeu sau să avem tulburare? Să spunem: om este și el. L-a pus ispititorul ca în acel ceas să ne spună 2 cuvinte. Era nervos, nu și-a dat seama ce s-a întâmplat. Era fără rugăciune, nu avea rugăciunea în gură. S-a trezit în această stare rea, deoarece se pare că nu făcuse rugăciune de cu seară. Cred că rugăciunea de seară, a lui, nu a fost făcută cum trebuie și de aceea s-a sculat cu o astfel de tulburare. Așa să cugetăm ca să-l putem ierta. Iartă-mă, să spui, și fă un șirac de rugăciuni pentru el. Ia metanierul, dă-te puțin mai înlături și începe: Doamne Iisuse Hristoase, luminează-mă și miluiește pe roaba ta. Dacă una scuipă, cealaltă să lingă și să nu existe în sufletele noastre această pată, deoarece suntem surori și trăim în aceeași mănăstire. Să luăm aminte la subiectul osândirii. Foarte mult să luăm aminte la subiectul osândirii. Atât de înfricoșător este păcatul acesta, încât nu se poate spune. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Păzim acest lucru? Și virtuți să nu avem, dacă vom păzi aceasta, ne va mântui Hristos și ne va duce în rai. Să vă mai spun încă ceva, tot din experiență. Odată, pe când eram încă în lume, o soră m-a clevetit. Spre slava lui Hristos vă spun asta. A pus-o ispititorul, a făcut-o din invidie, a făcut-o din pismă, nu știu. Oricum, am făcut foarte multă, foarte multă rugăciune pentru ea. Nici pentru tatăl, nici pentru mama mea nu am plâns atâta cât am plâns pentru această soră.
plângeam cu multă durere și spuneam: Dumnezeul meu, Tu să mă mântuiești, Tu să mă ajuți, dă-mi putere. Prorocul David spune: Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Psalmul 118:134. Mult m-a durut pentru ea. Și am văzut-o în vedenie venind spre mine. Parcă era în realitate. Fața îi era plină de zbârcituri, iar între ele avea broboane mari de transpirație. Fața ei era toată transpirată și neagră din pricina chinuielii și a oboselii. Avea un sac foarte greu în spate. De îndată ce am văzut-o, am vrut să merg să o ajut, să-i apuc sacul, însă parcă aflase un zid și a așezat pe el sacul. Atunci am întrebat-o: Ai obosit? Da, am obosit să mai car acest sac, mi-a spus ea. Era un sac din cei pe care îi aveau mai demult hamalii. După puțin mi-a spus: În seara aceasta, împărăteasa dă un ospăț și vrea să mergi. Pe mine mă cheamă împărăteasa? Am întrebat-o. Da, am auzit cum discutau că împărăteasa dă un ospăț în seara aceasta și trebuie să mergi. Și deodată a venit un fel de vehicul care nu semăna nici cu o trăsură, nici cu un automobil, ceva foarte diferit. În el era maica stareță Teofana, ca un copil mic, ca o copiliță de 15 ani. A venit la mine și mi-a spus: Hai, împărăteasa ne dă un ospăț în seara aceasta. Eu am făcut semnul crucii și m-am urcat în acel vehicul, care a început să meargă pe un drum asfaltat foarte frumos. Înaintea noastră am văzut o biserică, ca Biserica Maicii Domnului de la Tinos. Era o biserică foarte frumoasă, strălucea de frumusețe. Mi-am făcut semnul crucii când am trecut pe lângă ea. Vis-a-vis spre răsărit erau palatele. Poarta palatului era uriașă, așa cum este la clădirile mari. Acolo, în mijlocul palatelor, era împărăteasa, al cărui cap nu-l puteam vedea din pricina luminii ce iradia din fața ei. Mi-am văzut sandalele care străluceau. Purta un veșmânt care avea de jur împrejur un galon de două palme și tunica ei avea galon de jur împrejur. Înaintea ei se formaseră două rânduri, un rând de copii mici care purtau pânglicuțe cu funde la cap, legate așa cum vedem la îngeri, iar în celălalt rând erau niște femei care semănau cu niște văduve, cu niște monahii care purtau acoperăminte așa cum purtăm noi. M-am îndreptat spre monahii, dar mi-au spus că încă nu a venit vremea pentru mine, ci când îmi va veni rândul, voi intra și eu. Deodată am auzit cântând: Ziua învierii să ne luminăm popoare, iar împărăteasa a început să spună: Intrați mucenicilor la masă, intrați marilor mucenici. Și fiecare lua binecuvântare de la ea și mergea la masă. În lăuntrul palatului se auzea ziua învierii. Când m-am apropiat, am apucat mâna împărătesei. Avea o mână de o finețe nespusă. Ce degete minunate! Amintirea acelei mâini minunate mi-a rămas în suflet. Și mi-a spus, bătându-mă pe spate: Răbdare, răbdare, răbdare. Apoi, adresându-se unei doamne de onoare, i-a spus: Luați-o pe Maria și duceți-o în grădina împărătească. M-am oprit pentru o clipă să văd unde cântă ziua învierii și am văzut că în lăuntrul palatului era întinsă masa cu niște fețe de masă albe foarte frumoase. Ce nu era acolo? M-am oprit să aud, însă doamna care mă ținea de mână mi-a spus: Acestea sunt pentru mucenici, pentru cei care au răbdat ispite mari, dându-mi să înțeleg că este trebuință de răbdare. După aceea, m-a dus în grădina împărătească. Acolo am văzut un loc nesfârșit, în care erau crini, iar fiecare crin avea o cruce. Când adia vântul, acei crini se mișcau ca valurile. Un loc nesfârșit, plin de verdeață. O frumusețe și o veselie nespusă. Și aflându-mă în mijlocul acestei desfătări, mi-a fugit mâhnirea din suflet și mi-a venit o bucurie, o veselie de nedescris. A doua zi dimineața, am mers la acea soră care m-a clevetit și am îmbrăzișat-o și am sărutat-o. Nu știam ce să-i fac, nu știam cum să-i mulțumesc pentru acele cuvinte mincinoase pe care le spusese. Mi-a rămas în suflet aceasta și de atunci păzesc această poruncă a lui Dumnezeu ca să nu judec și să nu osândesc.
chiar și fapta și orice aș vedea înaintea mea, nu mai judec. Ceea ce am văzut m-a cutremurat și mi-a lăsat o astfel de mângâiere în suflet, încât le-am uitat pe toate cele spuse de acea soră. Mi s-a curățat mintea, mi-a venit o nepătimire, o pace, un lucru ceresc în sufletul meu, încât nu mai știam cum să-i mulțumesc acelei surori care mi-a făcut acest bine. Și spun mereu, ce lucru minunat este să rab de cineva. De aceea împărăteasa spunea, intrați mucenicii lui Hristos, intrați marilor mucenicii lui Hristos, intrați la masă. Cum să îndrăznesc eu să mă ating de acea masă? Era masa pentru mucenicii care se nevoiseră, care răbdaseră chinurile și cărora Dumnezeu le pregătise mărețiile. Ce nu ne pregătește Dumnezeu dacă facem răbdare în viață și facem ascultare oarbă față de mai marii noștri, de stareți, de stareță? Rugăciunea pe care o va face stareța pentru o ispită de-a noastră, plânsul și invocarea lui Dumnezeu pentru o neorânduială, pentru o cădere de-a noastră, pentru o purtare rea, au îndrăznire. Se roagă stareța, aceasta pe care o aveți, și ce binecuvântare este când voi simțiți acest lucru. Proestosul se poate să facă și greșeli, dar când se roagă pentru fiii săi duhovnicești, Dumnezeu îl umple de har, iar sufletul ucenicului îl slobozește de ispită și îngăduie să vină și contemplația. Contemplația va veni în om prin mijlocirea proestosului, nu vine la întâmplare, și prefacerea va veni în suflet și dumnezeiasca fericire și îndumnezeirea. Oricum ar fi proestosul, este proestos. Altfel, nu le-ar fi dat Dumnezeu proestoșilor să lege și să dezlege, să se roage, să ierte, să binecuvânteze. Când va veni cineva cu multă pocăință la picioarele proestosului, va îngenunchea și va spune cu multă smerenie și zdrobire de inimă, te-am mâhnit, te-am amărât, am greșit. Am făcut neascultare, am făcut acel lucru, am făcut cu tare și cu tare, atunci harul lui Dumnezeu va umbri sufletul aceluia și va vedea însușirile lui Dumnezeu, îl va vedea pe Dumnezeu lângă el, îl va vedea pe îngerul păzitor al sufletului său, cum îl însoțește, va vedea pe Maica Domnului cum îl păzește, va vedea acoperământul Maicii Domnului cum îl acoperă, îi va vedea pe sfinți cum slavoslovesc. Va vedea și cugetarea sa cum se curăță, va pleca acea ceață tulbure din cugetarea sa și va pleca acel întuneric mare care nu lasă sufletul să scape la proestos, să alerge la el și să se folosească. Dacă ați ști de ce se lipsește acel suflet care stă departe de proestos, dacă ați ști de ce se lipsește, se lipsește de măreţiile lui Dumnezeu. Când nu se apropie de el, când nu-l iubește și ascultă gândul care îi spune, nu te duce, nu spune, nu ai altă treabă decât să mergi și să-i spui stareței, de ce vrei să discuți cu ea? Nu ai altă treabă? Vei avea vreun câștig? Ea face cu tare și cu tare. Ce vei primi de la ea? Nimic nu vei primi. Atunci sufletul se păgubește. Oricât de păcătos ar fi proestosul, are însă îndrăznire la Dumnezeu. Vă aduceți aminte de cel care desfrâna, care o avea pe desfrânat în chilia sa și cu care păcătuia în fiecare zi, că Dumnezeu i-a trimis un ucenic să se supună lui? Dar de ce l-a trimis? L-a trimis ca să se mântuiască ucenicul, dar și starețul, pentru că harul lui Dumnezeu nu-l părăsise. Nu-l părăsise harul lui Dumnezeu și pentru ca să-l ajute în ceea ce greșea, a trimis un om ca un înger, ca să se mântuiască. Deși nu o putem înțelege, cea mai mare greșeală, cea mai mare cădere, aceasta este. Să stăm în mănăstire și să nu avem lacrimi, lacrimile binecuvântate ale harului, să ne lipsim de lacrimile pocăinței, să ne lipsim de lacrimile măreției dumnezeiești. Pentru că, de va veni harul dumnezeiesc în sufletul omului, îi curg lacrimile fără să vrea și spune, ce este aceasta? Ce frumusețe, ce veselie este aceasta? Hristoase al meu, acum merg în rai să te văd. Vin lacrimi și din pomenirea morții, iar omul simte moartea și se îndreaptă. Și aceasta este harismă și toate acestea izvorăsc de la proestoși, de la cel pe care tu l-ai ca pe un nimic, de la cel pe care l-ai lepădat cu totul. De acolo vei scoate măreţiile lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu binevoiește ca starețul sau stareța să ia aceste locuri,
înseamnă că aceasta s-a făcut cu rugăciune, s-a făcut cu descoperire, iar nu întâmplător. Așadar, proiestosul are harul vredniciei lui, oricât ar păcătui, orice ar face. Dacă ai credință în starețul tău și îngenunchezi înaintea lui, îndată vine harul lui Dumnezeu la tine, pleacă întunecarea și vine harul dumnezeiesc, lumina, strălucirea, dulceața, vine măreția lui Dumnezeu. Mâncăm o caramelă, o ciocolată și spunem, ce gust plăcut! Închipuiește-ți să ai toată ziua gustul harului dumnezeiesc în gură, să mergi și, deși nu există flori, să simți mireasmă și să spui, ce parfumuri au vărsat aici, ce miresme sunt acestea, dar unde sunt florile? Lipsește credința adevărată, lipsește credința și de aceea suntem lipsiți de mărețiile lui Dumnezeu. Ca la mărturisire vă spun că vă lipsiți de acestea pentru că nu aveți credință în proiestoși. Nu există această încredere, nu există această dragoste. Discuții, cuvinte peste tot, iar toate acestea se datorează lipsei de har. Trăim în mănăstire, ne ostenim, dar fără să ne desfătăm de această măreție. Este un zid înaintea noastră și o pierdem. După ce ne ostenim, după ce le facem pe toate, treburile, rugăciunea, ascultările, în cele din urmă pe toate le pierdem. Pentru că, deși pentru rugăciunile proiestoșilor vine o rază mică și vrea să intre în sufletul nostru, apucăm noi înainte și o împiedicăm. Dacă veți lua aminte la acest lucru și veți face socoteală în sufletul vostru și veți face o cercetare, veți vedea că am dreptate, pentru că și pe mine mă luminează Dumnezeu și vi le spun. Dumnezeu ni le dă pe toate cele bune. Maica Domnului este atât de vie, umblă prin curte, merge încolo și încoace, încât puțin de am avea ochii sufletului nostru deschiși, am putea o vedea. Dacă am vedea-o cum umblă, cu ce dragoste ne înconjoară și cum își deschide acoperământul ei și ne acoperă, nu știu nici eu ce am face atunci. Nu am ști cum să-i mulțumim. Voia noastră ne face să ne lipsim de foarte multe lucruri. Așadar, la aceasta să luăm aminte foarte mult. Ceva din lăuntru mă îndeamnă. Îmi poruncește să vă spun două cuvinte la care vreau să luați aminte. Să trăim monahicește, să trăim cum se cuvine, să trăim cu frică de Dumnezeu, fără să avem vreo prihană în gândul nostru, să nu judecăm și să nu osândim. Și orice fel de rău ar exista în cugetarea noastră, să-l lepădăm și să mergem înainte ca ostașii, înainte proiestoșii și în urmă noi, ca să mergem în rai. Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să-L vedem mai mult pe Dumnezeu, să-L gustăm, să-L avem în inimile noastre, să-L adorăm. Nici pe unul, nici pe altul să nu-L avem în minte, ci numai pe Hristos. Să ne străduim și noi să trăim acest lucru frumos pentru care am început, adică pentru care ne-a învrednicit Dumnezeu să venim la mănăstirea noastră, să-L adorăm fără moleșeală, fără lenevie și fără de ce. Cu cât mai mulți pași veți face în mănăstire, cu atât mai multă strălucire și bucurie veți primi în cer. Cu cât va spori cineva, cu atât va iubi mănăstirea, chiar și cel mai mic colț al ei. Și cu cât se va îngriji mai mult de toată căsuța Maicii Domnului, cu atât mai mult ea se va bucura. Mult se îngrijește de noi, multă bucurie are Maica Domnului pentru noi, însă noi nu i-o arătăm în faptă. Ar trebui să o iubim mult, să ne agățăm de hainele ei, să o rugăm și să o implorăm să nu ne lase. Este prezentă, atât de prezentă încât nu se poate spune. Umblă și ne tămâiază mereu, ne supraveghează mereu. Eu asta o am mereu în sufletul meu. Merg în fiecare zi la icoana ei, mă închin și spun. Maica Domnului, Tu ești stareț aici. Tu să le chivernisești pe toate maicile și surorile de aici, Tu să le ajuți. Dăruiește-le sănătate, dăruiește-le minte curată ca să te primească, să te înțeleagă, să-ți mulțumească, să te cinstească, să-L adore pe Fiul Tău pe care L-ai dăruit lor ca mire și să le împodobești cu cea mai frumoasă îmbrăcăminte de aur care există. Toate mărețiile care există, toate bunătățile raiului, pe toate să le dăruiești lor.
Să mă vedeți ca pe o păcătoasă. Pentru asta mă rog, nu pentru altceva. Eu însă vreau să vă văd că zburați ca niște îngeri cu aripi de aur. Așa cum sunt pictați în altar, așa doresc să vă văd și pe voi, zburând în jurul tronului lui Dumnezeu. Să lăsăm tot ce ne pricinuiește război. Diavolul ne va război, dar noi să spunem îndată. Iartă-mă, surioara mea, că te-am amărât. Nu am vrut, m-a pus diavolul, iartă-mă. Veți vedea atunci cum va veni Dumnezeu în sufletul vostru, cum va merge mănăstirea și cum ne va trimite Maica Domnului cele de nevoie. Eu mă rog, Maica Domnului, nu sunt vrednică să te rog, însă nu vreau ca să le trimit pe surorile mele în dreapta și în stânga să cerșească și să vadă cele urâte ale lumii în ce hal este lumea. Tu ești purtătoarea de grijă a mănăstirii, tu vei bate la uși și vei lumina pe oameni să ne ajute. Noi te vom cinsti, te vom iubi, ne vom ruga și vom face voia lui Dumnezeu, iar tu te vei îngriji de mănăstire. Tu ești Maica mea, eu așa am rânduit lucrurile înăuntrul meu, ca stareță ce sunt. Tu ești stareța, iar eu sunt un gunoi. Acestea pe care vi le spun, vi le spun ca sora voastră mai mare. Toate acestea să se împlinească în tocmai și să facem voia lui Dumnezeu, iar mănăstirea noastră va deveni o bucățică de rai. Și oricine va veni la noi, se va folosi chiar și numai din faptul că ne vor vedea. De îndată ce ne vor vedea, oamenii se vor folosi. Dacă vom face un șirac de rugăciuni, să le punem deoparte. De facem puțină citire, să o punem deoparte. De facem puțină rugăciune, să o punem deoparte. Dacă vom sta singure și vom vărsa două lacrimi, să le punem deoparte. Orice facem îndeosebi, toate rămân deoparte, iar când va veni ceasul morții, le vom lua pe toate și vom pleca. Și văzându-ne demonii, vor sta departe. Îngerul nostru va merge înainte vesel, alungându-i pe demoni, care ne vor privi de departe și nu vor mai găsi nimic scris împotriva noastră, în catastifele lor. Și astfel vom urca fără piedici. Să luăm aminte, să facem voia lui Dumnezeu, să avem dragoste și armonie. Când o soră va spune ceva alteia, să o spună cu multă luare aminte și noblețe. Să nu spună cuvinte aspre celelalte și astfel să o amărască, să o otrăvească și să o rănească. Nu, ci toate să le facem cu binele. Atunci când o soră vrea să facă ceva care nu este după cele rânduite de maica responsabilă, să-mi spuneți mie ca să rezolv eu problema. Voi să nu faceți nimic, nici să discutați, nici să-i spuneți ceva. Dumnezeu ne-a dat gura pentru rugăciune, nu pentru cuvinte, nici pentru discuții. Să pășim cu acrivie în viața noastră monahicească. Multă acrivie, foarte multă acrivie cere Dumnezeu de la noi monahii. Să ținem acrivia, căci ne va mântui Hristos, vom merge grămadă în rai. Să nu-L amărăm mereu pe celălalt cu purtarea noastră. Să folosim cuvinte frumoase. Măicuță, vă rog, surioară, te rog, maică stareță, este binecuvântat să fac cu tare lucru? Este corect să facem cu tare? Nu este binecuvântat, iertați, să fie binecuvântat. Aceasta este viața duhovnicească. Diavolul va sta departe și când va veni să-și bage coada, noi să alergăm îndată la smerenie, iertați. Cu cât va suda cineva mai mult, cu cât se va osteni mai mult, cu atât va primi mai multă răsplată și Dumnezeu îl va îmbrățișa mai mult. Dumnezeu ne va răsplăti potrivit cu ostenerile fiecăruia. Dumnezeu ne arată atâta dragoste, atâta milostivire și mă gândesc că în lume unul se roagă, altul are intenție bună, altul se află în necunoștință și de multe ori nu are om ca să-l povățuiască, în timp ce noi, ca monahi, ce binecuvântare avem. Iulie 1984. Când monahul are credință, dragoste și încredere în mai mari săi, este fără grijă, simte unirea duhovnicească cu ei și este ca un copil mic pe care părinții lui îl țin de mână. Nu poate avea gânduri de împotrivire, de judecată, nimic, pentru că trăiește continuu în această stare duhovnicească și astfel va trăi în chip plăcut viața sa în mănăstire. Proiestoșii vor fi ca buldozerele care deschid și curăță drumul și monahul va trece liber.
iar dacă va întâmpina vreo greutate, îl vor ajuta. Va vedea când îl va ridica unul pe umeri, când îl va ridica celălalt și astfel îl vor ajuta la trecerile grele ale vieții. Când are credință, toate se vor face. Să căutăm să trăim cât mai autentic călugăria, să o trăim corect, ca să devenim monahii desăvârșite, neavând nici cea mai mică prihană în sufletul nostru. Atunci vom fi vesele. Atunci sufletul omului se umple de veselie și omul devine Dumnezeu după har, neavând nicio mâhnire în el, și spune: am stareță, am stareț, le pot spune orice. Am spovedit cu tare, am spus cu tare gând, am clarificat cu tare problemă, s-a terminat cu neliniștea. De aceea, proiestoșii stau înăuntru și se luptă mereu. Și eu de aceea nu plec de lângă voi. Fac ceva, vorbesc, însă stau aici. Nu-mi place să umblu, pentru că dacă iese cineva, este ca peștele pe uscat. Va vedea ceva, va auzi ceva, mintea va fi atrasă și sufletul își pierde măreția feciorească pe care o are. Își pierde curăția pentru care în fiecare zi se nevoiește să o dobândească. Ieșind afară, nu se poate să nu o piardă. Va vorbi în deșert, va râde, va vedea, va spune, va face. Și va pleca măreția feciorească pe care sufletul se nevoiește să o dobândească. Când am mers la Chios, la Sfânta Marcela, am vizitat acea mănăstire unde erau fetele pe care le-am cunoscut, unde am mers și mama lor acum. Este o mănăstire în care nu intră bărbați, iar monahiile nu ies deloc afară din mănăstire. Ce chipuri aveau! Erau atât de nevinovate încât nu vi le pot descrie. Și ne-au spus: suntem aici de atunci de când am venit și nu am ieșit afară din mănăstire. Au intrat și nu au mai ieșit. Acolo vor fi îngropate. Numai de mare nevoie, pentru vreo operație serioasă, numai atunci merg la spital. Altfel, niciodată. Și poți vedea nevinovăția, curăția pe fețele lor care strălucesc ca zăpada. Trăirea în feciorie o vezi zugrăvită pe fețele lor. Multă nevinovăție. Și spui: iată cum le ține acolo harul lui Dumnezeu. Dumnezeu le dăruiește har, le dăruiește viață. Când lucrezi la un om, acela își spune: ah, acesta a lucrat mai mult și pentru aceasta îi voi plăti mai mult decât este rânduit. Dar oare Dumnezeu nu te va plăti dacă pentru dragostea Lui nu ieși afară din mănăstire și faci și una și alta? Dumnezeu nu este nedrept, ci îți va plăti și îți va da și daruri. Dacă un om are conștiință și caută să te răsplătească pentru munca pe care i-ai făcut-o, Dumnezeu pentru munca curată, frumoasă, pentru silința pe care o depui și pentru timpul pe care îl jertfești pentru el, cu cât te va răsplăti? Să luăm hotărârea și să spunem: acum îi voi spune două cuvinte lui Hristos, vom comunica cu el. Străjerul stă de pază la palat și nici măcar nu-și întoarce ochii, nu-și mișcă piciorul, nici mâna, nimic. Când vom avea și noi o astfel de silință în noi înșine, Dumnezeu ne va dărui lucruri duhovnicești, pe care nimeni nu le va putea înțelege, iar limba noastră nu le va putea explica, pentru că este de lut. Mărățiile lui Dumnezeu nu se explică. Să vă spun acum despre un preot bătrân, pe care l-am cunoscut în Atena înainte de război. Când făcea intrarea la dumnezeiasca liturghie, se pleca atât de mult de parcă îl ducea pe Hristos pe spate. Așa îl simțea, așa cum sunt aplecați sfinții îngeri pe pictura din Sfântul Altar, ce reprezintă dumnezeiasca liturghie, tot astfel și acesta mergea gârbovit. Când îl vedeai, îți spuneai: acum cade, dar nu cădea. Când zicea: pe voi pe toți, mergea foarte încet, ca broasca țestoasă. Cine știe ce vedea, ce se întâmpla în Sfântul Altar, ce har, ce convorbire avea cu îngerii și cu arhanghelii, cât har simțea în lăuntrul său. De când spunea: luați, mâncați, și până se împărtășea, trecea multă vreme. Oamenii în biserică așteptau și așteptau să continue. Când mergeau la biserică, oamenii își pregăteau de cu seară mâncarea, pentru că dimineața dumnezeiasca liturghie era fără de sfârșit. Cu toate că întârzia, oamenii mergeau acolo la dumnezeiasca liturghie. Ieșeau cu chipurile foarte schimbate, simțind multă rugăciune și multă veselie în sufletele lor.
Acest preot mânca de 3 ori pe săptămână, o zi da și una nu și numai posmag. Trăia cu sfânta împărtășanie. Un om sfânt a murit. Îmi spunea cum vedea dumnezeiasca taină, heruvimii cu ochi mulți, serafimii cu 6 aripi. Când spunea heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi, mintea lui pleca de pe pământ. Atât har avea în sufletul său. Stau și mă gândesc, cum îl face Dumnezeu pe om, cum îl ține în viață. Noi acum nici o zi nu putem posti, nu putem răbda. Ce oameni erau aceia, ce oameni cerești. Când am mers la Atena pentru problema ce o am la mână, am trecut și pe la starețul Porfirie să-mi binecuvânteze mâna ca să evit operația pe care mi-au recomandat-o medicii. Acolo am întâlnit o copilă și am spus că vreau să-l văd pe stareț. Când am intrat înăuntru, nici măcar nu m-a întrebat despre mâna mea, ci mi-a cerut să-i spun numele fiecarei monahii și surori și a analizat sufletul fiecăreia în parte. Odată am mers la o casă, unde am întâlnit niște persoane care mi-au pus următoarele întrebări. Dacă cineva se află la o masă, iar pe ea se află fructe bune și mai puțin bune, ce va trebui să ia? Pe cea bună sau pe cea stricată? Este păcat să mănânce cineva fructa stricată? Când are lepădare de sine, va mânca pe cea stricată, nu pe cea bună. Fac maicile la mănăstire acest lucru? Mâncarea o faceți cu condimente sau o faceți simplă, fără sare, fără unt de lemn? O mănâncă cineva așa? Atunci când omul se nevoiește astfel, are plată? Dacă nu vrea să facă plăcere gâtlejului, o va mânca așa fără gust, fără sare și nu-și va da seama de gust. Să zicem că moței și te lupți cu somnul, dar nu vrei să dormi, ci să te nevoiești. Oare harul lui Dumnezeu nu-l va umbri pe om atunci când se va lupta împotriva somnului sau mâncării? Desigur, îl va umbri harul lui Dumnezeu, pentru că se nevoiește și se luptă. Maică stareță, monahiile sfinției voastre rostesc rugăciunea neîncetat de când se scoală până seara? Una spune mai puțin, alta mai mult. Cum poate fiecare? Cu osândirea, cum se luptă acolo monahiile? Monahiile sunt îngerii și dacă există osândire, nu vor putea face rugăciune. Desigur, nu poate exista rugăciune pentru că există ziduri. Cum ați spus? Am spus că există un zid în față și nu poate vedea nimeni lumina. Pentru că lumina răsare fiecărui credincios. Când ne sculăm dimineața și ne rugăm lui Dumnezeu, iar în lăuntrul nostru nu îngăduim nicio prihănire, oricât de mică, și ne luptăm cu gândul și nu-l lăsăm să ne întineze, mintea noastră va rămâne curată. Însă atunci când există ceva, aceasta se face piedică și vezi cum o mică rază zboară dintr-o parte, alta din cealaltă parte, dar această piedică, acest zid, nu te lasă să-l vezi pe Dumnezeu în întregime. Înainte de a se înopta, trebuie să cerem iertare? Desigur, trebuie să cerem iertare înainte de a se înnopta, pentru ca să dormim liniștiți și rugăciunea noastră să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Vechiul nostru duhovnic, de îndată ce mâhnea pe cineva sau vedea pe cineva că se depărtează de el, că are gânduri, le făcea el metanie până la pământ și le spunea: iartă-mă, fiule, că te-am mâhnit, că te-am amărât, iartă-mă! Și o spunea cu durere: este trebuință de smerenie. Așadar, în felul acesta trebuie să ne luptăm împotriva osândirii. Dacă avem înăuntrul nostru, în mintea noastră, evenimente, cazuri, etc., cum se va uni sufletul cu Dumnezeu? Este cu neputință să se facă aceasta. Omul este un Dumnezeu după har. Cum l-a ridicat pe om să devină Dumnezeu după har? Când mă gândesc la asta, un lucru foarte mare. Nu poate omul să înțeleagă aceasta, își iese din sine. Și așa este, dacă se gândește cineva că Dumnezeu l-a făcut pe om, pe oricare om, Dumnezeu după har și l-a învrednicit să vorbească cu el, numai să se apropie de el. Vine dumnezeiasca mângâiere în sufletul omului și îl vede pe Hristos, pe Maica Domnului și pe sfinți. Și îi vede lângă el ca pe frații lui, ca pe niște rude. Și aceasta pentru că s-a depărtat de rude, de frați, ca să se apropie de sfinți. Și aceștia îl vor mângâia, îi vor da putere. De ce nu ne lasă ispititorul atunci când vrem să vorbim cu Dumnezeu? De ce nu ne lasă? Pentru că acesta este un lucru foarte mare. Nu există rugăciune neîncetată pentru ca sufletul să fie lipit și unit cu Dumnezeu, să fie afiorosit toată ziua lui Dumnezeu. De aceea ne îngreuiem. Vine plictiseala, nepăsarea, acedia, trândăvia.
Și toate acestea vin deoarece nu există o legătură cu Dumnezeu. Nu devenim una cu Dumnezeu. Nu se face această unire. Ispititorul nu ne lasă să vorbim cu El. În timp ce dacă ne vom uni cu Dumnezeu, cât har nu ne va dărui, câtă schimbare nu se va face în sufletul nostru, câte lacrimi dulci nu vor veni, câtă dragoste, câtă veselie. Încă suntem trupești și Duhul nostru încă nu s-a unit cu Dumnezeu, ca să devină una. De aceea nu avem această mărăție în sufletul nostru. În timp ce, dacă am avea această unire cu Dumnezeu, am căuta încolo și încoace să aflăm un loc liniștit. Să vă spun acum despre o soră care a ajuns la o mare măsură duhovnicească. Pe atunci, chiliile de sus nu erau terminate. Odată, căutam pe o soră, dar nu o găseam. Am căutat-o peste tot și în cele din urmă am găsit-o pe brânci într-una din aceste chilii. Obrajii îi erau roșii ca focul, iar fața îi strălucea. Nu pot să uit asta. Când am văzut-o, am întrebat-o. Bine, soro, te-am căutat peste tot. Ce faci aici? Lasă-mă să stau aici, să vorbesc cu mirele meu, cu Stăpânul Hristos. Am lăsat-o acolo și a ieșit după mai multe ceasuri. Găsise acel loc și acolo își făcea rugăciunile. Aflase comuniunea cu Dumnezeu. Avea multă ascultare, dragoste și evlavie. Am pus-o să stea în chilie cu o altă maică. Erau două paturi în acea chilie și le spuneam ca întotdeauna să doarmă pe partea dreaptă, nu pe cea stângă, căci atunci vine ispititorul și ne ispitește. Și mi-aduc aminte că după ce am făcut o schimonahie pe cea care era împreună cu ea, acea soră se gândea cum să doarmă. Acum sunt sfinții îngeri, aici în chilie. Dacă mă voi întoarce spre schimonahie, voi face neascultare de stareță. Dacă mă voi întoarce pe partea dreaptă, voi face ascultare, însă îi voi disprețui pe îngeri. Dar ascultarea este mai presus decât îngerii, așa că voi face ascultare de stareță. A făcut ascultare și s-a culcat pe partea dreaptă, dar deodată a auzit o cântare cerească. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, cuvine-se cu adevărat! S-a acoperit și a început să plângă acolo în patul ei. După aceea mi-a spus, ce glasuri melodioase erau acelea, ce lucru mare este schima mare, marea și îngerească schimă, ce har dumnezeiesc, ce dăruiește Dumnezeu în acel ceas. Cel mai păcătos, cel mai nevrednic se umple de har în acel ceas. Toate căderile, toate păcatele, toate se șterg în vremea tunderii în schima mare. Iar când a fost călugăria acelei surori, l-a văzut pe îngerul ei cu două aripi mari cu care o acoperea, o îmbrățișea și o strângea cu putere. Multă schimbare a simțit atunci în suflet, mult har, o nespusă măreție. După aceea mi-a spus, Gherontisa, am apucat aripile îngerului. Erau ca ale păunului, le-am prins cu mâinile, erau mari și ca fenii. La mijloc aveau culoare verde, aveau și puțin roșu. Așa am văzut aripile, iar îngerul stătea deasupra mea. Era un înger foarte mare. Vedeți ce mare lucru este schima monahală și cum ne vrea Dumnezeu? Vrea să devenim îngeri. Atât de mare vrednicie are schima îngerească, încât nu este ceva mai mare ca ea. Monahul cel bun, care lucrează cu multă acrivie, are o stare înaltă. Gândiți-vă ce este petrecerea monahală. Ne-a învrednicit Dumnezeu să primim această măreție și să devenim îngeri. De aceea se cuvine ca și purtarea noastră și mișcările noastre și cuvintele care ies din gura noastră și discuțiile să fie îngerești. Îngeri, îngeri, avem o rânduială înaltă, îmbrăcăminte îngerească purtăm. Aceste haine negre pe care le purtăm, în care ne încălzim și ne aprindem, vor deveni albe în cer, vor deveni cununi și panglici de aur pe capetele noastre, potrivit cu nevoința fiecăruia. De aceea trebuie să avem multă luare aminte, multă frică de Dumnezeu și neîncetat să cugetăm că avem rânduială îngerească. De ce vorbești? Te vede îngerul tău. De ce discuți? Te vede îngerul tău. De ce strigi? Te vede îngerul tău. De ce te cerți? Te vede îngerul tău. Îngerul păzitor al sufletului nostru este lângă noi. Cât trebuie să-l iubim, cât trebuie să-l cinstim, cât trebuie să-i mulțumim, cât trebuie să-l bucurăm și noi cu faptele noastre, cu dragostea noastră, cu purtarea noastră și cu viața noastră. Să-l iubim mult pe îngerul păzitor al sufletului nostru, care stă lângă noi și ne aude,
și poartă cădelniță cu care ne tămâiază. De aceea părinții, oriunde mergeau și oriunde stăteau, simțeau mireasma îngerului. Odată a venit domnul Panagopoulos la noi și mi-a spus: cineva s-a oprit și a auzit flăfâitul aripilor îngerului său păzitor. Domnule Panagopoulos, cred că dumneavoastră ați fost, am continuat eu. Notă: este vorba despre Dimitrie Panagopoulos, 1916-1982, teolog și mare propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu. Sfârșitul notei. Acela a plecat capul și nu a vorbit. Trebuie să avem mult respect și să trăim ca îngerii. Îngerul se mânie, îngerul se ceartă, îngerul discută, spune minciuni, judecă, râde, nu. Așadar, fiindcă purtăm îmbrăcăminte îngerească, să ne și purtăm îngerește. Ați văzut că Hristos al nostru nu a râs. Odată am mers împreună cu o prietenă la un călugăr bătrân, iar acela, ca să ne folosească, și-a luat fesul în mâini și îl mototolea. Apoi a început să lovească când într-o stâncă ce era acolo, când în fes. Toată ziua asta a făcut. La un moment dat m-a întrebat: deci, soro, ce faceți? Vă călugăriți? Ce aveți de gând? Chironda, dar nu am înțeles nimic. Ce înseamnă ceea ce ai făcut? Nu ați înțeles că dacă nu vă faceți ca fesul și ca stânca, nu vă puteți călugări? Ne-am făcut metanie și am plecat. Așa erau atunci monahii. Îi alungau, îi lăsau în afara mănăstirii 3 zile și chiar 4 sau 5. Nu îi luau îndată să-i facă călugări, nu îi implorau, nu le spuneau: hai, veniți aici, intrați, luați loc. Ori călugăria să fie călugărie, ori acum suntem numai de ce. De ce nu m-a privit cu blândețe? De ce nu mi-a vorbit cu blândețe? Gherontisa nu se îngrijește de mine, nu mă primește. Și vezi numai mofturi și fandoseli. Ah, cât de departe suntem, Hristoase al meu! Așa se sfințeau atunci. Ascultare oarbă. Ascultarea este cel mai mare dar pentru om. Pe ascuns de stareț, pe ascuns de stareță, nimic. Și apa și răsuflarea voiam să le spunem îndată starețului, stareței. Așa este. Ce să mai spui? De aceea este trebuință de mult discernământ. Cartea Studitului, notă, se referă la Sfântul Teodor Studitul, sfârșitul notei, trebuie să o aveți sub braț, să învățăm călugăria și ascultarea. Fiecare dintre voi să-l aibă pe Studit, nimic altceva nu trebuie. Și vă spun să-l citiți pe Studit, pentru că este cel mai mare chinoviarh și cel mai mare chivernisitor. Cele mai multe lucruri pe care le-am învățat, de la Studit le-am învățat. Să învățăm cum să ne exersăm în ascultare, în călugărie. Ascultare, ascultare oarbă, să fie binecuvântat, iertați. Adevărata ascultare este fără împotrivire în cuvânt. Stareța spune să sari în foc, în foc să sari. Măgarul zboară? Da, zboară. Asta înseamnă ascultare, fără mofturi și fandoseli, așa cum spune Studitul. Acestea sunt pentru diavol, nu sunt pentru călugărie. Dacă Adam și Eva ar fi făcut ascultare, ar fi rămas în rai. Neascultarea i-a scos din rai. Neascultarea este moarte. Așa este. Temelia monahului este ascultarea. Ai făcut ascultare, te-ai mântuit și ai conștiința odihnită. Lumea devine un rai ceresc. Ascultare. Pentru aceasta cer binecuvântare, pentru cealaltă cer binecuvântare, spui iertați și să fie binecuvântat. Ce lucru frumos! Nici împotrivire în cuvânt, nici altceva. După aceasta, proiestosul cum să nu ți le dea pe toate? Dumnezeu să te ierte, fiule, că m-ai odihnit. Dacă omul se împotrivește în cuvânt, nu poate înțelege, nu poate simți călugăria, ci înăuntrul său simte greutate, mustrare, neliniște. În timp ce omul care face ascultare își are capul liniștit și spune: l-am odihnit pe starețul meu, am odihnit-o pe stareță, le-am odihnit pe surori, nu am nimic cu nimeni. Caută de sufletul său, caută să-și împlinească îndatoririle cu agrivie, caută la Dumnezeu, caută să facă ceea ce trebuie. Iar aceasta este cea mai mare bucurie a omului și nu are nevoie de nimeni. În foc de-ar sări, în apă de-ar intra, merge liber și va spune: fie numele Domnului binecuvântat. Așadar, ascultare. Cel care va face ascultare va câștiga, iar cel care nu va face ascultare se va târâ toată vremea și se va păgubi. Faci ascultare, ești ca o păsărică liberă,
care trăiește și zboară peste tot ca un îngeraș. De aceea este trebuință de multă sensibilitate, multă acrivie. Tot ceea ce îi spui starețului se șterge, iar sufletul tău se bucură și este fericit. Duci o viață de aur și nu ai mustrări de conștiință. Trăiești viață duhovnicească, ai bucurie și primești putere din ascultare. Ai făcut ascultare? Te-ai mântuit. Eu pentru acest lucru mă rugam. Sunt păcătoasă și nevrednică, dar în anii pe care i-am trăit în lume, cu această lucrare m-am îndeletnicit. Păzeam foarte mult ascultarea, ca și cum aș fi fost în mănăstire, adică aveam mintea la ascultare, atârnam de grumazul starețului meu și al stareței mele. Notă: stareța se referă la monahia Teofana, mama starețului nostru Efrem Filoteitul. Sfârșitul notei. Ca și cum eram într-o chilie și purtam ghete mari și haine simple, așa mă vedeam pe mine. Și trăiam ca și cum mă aflam în mănăstire și îl simțeam pe Dumnezeu. Și ceea ce îmi spunea fiecare acolo, făceam ascultare, să fie binecuvântat. Făcutare, să fie binecuvântat. Și nu mă împotriveam, păzeam foarte mult ascultarea. Spuneam, aici sunt ca într-o mănăstire, toți muncitorii aceștia sunt obștea și trebuie să fac ascultare de acești oameni. Iar acum, să fii în mănăstire și să nu ieși din lumea ta și să faci orice îți spune gândul, este o cădere din cele mai mari, pe care nici măcar nu puteți să vă închipuiți. Să cercetăm și să întipărim foarte adânc în cugetarea noastră subiectul ascultării. Mai bine să-L mâhnești pe Dumnezeu decât pe starețul tău sau pe stareța ta. Această virtute trebuie să o lucrăm mult în sufletul nostru. Dacă există ascultare, va exista și smerenie. Dacă există smerenie, va exista și frica lui Dumnezeu. Dacă există frica lui Dumnezeu, va veni harul lui Dumnezeu. Iar dacă va veni harul lui Dumnezeu, omul va ajunge la pocăință, va ajunge în cer. Aceasta este temelia. Dacă nu există smerenie, vine împotrivirea și îndată de ce? Și aceasta ce este? Este egoism. Proestosul spune, merge acolo. Nu, nu merg. Aceasta nu este împotrivire? Poți, nu poți, trebuie să mergi. Vă aduceți aminte când vă spuneam de acel monah care, atunci când cânta slava la strană, a mers starețul lui și a dat o palmă? Starețul văzuse că pe grumazul monahului era un demon și le-a spus monahilor după aceea că nu a mers să lovească făptura lui Dumnezeu, ci să-i dea o palmă demonului. Iar monahul, după ce a primit lovitura, nu a plecat de la strană, ci numai după ce a sfârșit cântarea, a mers la stareț și făcându-i ometanie i-a spus, iartă-mă, Gheronda. Apoi s-a întors din nou la strană. Nu s-a gândit să spună, nu mă duc la stareț, cu toate că era multă lume în biserică. Nu s-a împotrivit starețului, ci a pus metanie și a continuat să psalmodieze, pentru că avea smerenie. Și toți s-au minunat de el. Starețul va mijloci la Dumnezeu ca să ne ierte, precum a făcut Sfântul Paisie cel Mare, care a cerut cu îndrăznire de la Dumnezeu să-l scoată din iad pe ucenicul neascultător al unui stareț. Notă: vezi viața Sfântului Paisie cel Mare, 19 iunie. Sfârșitul notei. Gândiți-vă ce îndrăznire aveau părinții. Odată l-am întrebat pe Gheronda și mi-a spus că osândirea lăuntrică este cel mai greu păcat de moarte. Să osândești și să nu se vadă că ai osândit și să arăți că ești în regulă, deși lăuntrul tău este plin de gânduri. Este ca și ogorul sterp care nu rodește nimic. Sufletul omului care osândește lăuntric se împietrește și se face ca piatra, pământ care nu răsare nimic. Face două păcate, osândește și se mândrește, adică din pricina egoismului nu arată că a osândit. În acei ani, după paveceniță, nu beam apă. Dacă beam, spuneam, miluiește-mă Dumnezeule, ce sardele, ce macrou, nici apă nu beam. Orice auzeam, puneam în lucrare, iar dacă mâncam mai mult, ne înfrânam de la apă. De acasă și până la biserică nu vorbeam deloc, ci spuneam rugăciunea. S-au dus acestea, mergeam pe la case care erau ca niște biserici. Ce an de neuitat!